Am fost de dimineață, am avut o întâlnire cu liderii de sindicat de la Dacia, cum este și normal. Data trecută, când am fost în vizită, n-am apucat să avem întâlnirea cu dânsii. Motorul economiei României stă în industria auto. Industria auto aduce un plus, generează un venit de peste 13% din PIB-ul României. Numai fabrica de la Dacia generează un venit de 2,1% din PIB-ul României. Normal că intre contextul împreună și cu cei de la Ford, de la Craiova, și încă 500 de companii care s-au dezvoltat pe orizontal. Sunt 230.000 de români care lucrează în această industrie. Este industria cea mai inovatoare la nivel european și acum există o concurență majoră în Europa și a produselor din China și a produselor electrice din Statele Unite și e normal să căutăm o abordare nouă pentru cea mai importantă ramură industrială din România, cea producătoare. Am avut săptămâna trecută întâlniri și cu importatorii și cu producătorii și cu constructorii și era normal să am o întâlnire și cu sindicate. Cumva să anticipăm să nu ajungem la eventuale disponibilizări în perioada următoare, cu toate că managementul de la Dacia este unul de excepție, pentru că anul acesta am avut o creștere de 8,9% și s-au dovedit foarte aplicați. Dacă mașina Dacia se vinde cel mai bine, de exemplu, în Italia, cea mai vândută Duster. Dacia e cea mai vândută în Italia, a bătut Fiatul. Aceeași abordare o avem și pentru cei de la Ford. Altfel, se știe acum, când plec în teritoriu și am întâlnirile, mă deplasez cu microbuz de la Ford și în rest am cu Dacia Duster mașini. Cele două mașini, cele două branduri românești sunt mașinile oficiale ale Guvernului României. Va trebui de această dată, ca să depășim acest trend european, repet, nu este totuși, dar va afecta și România, a trebuit să ne așezăm cu toții la masă. Atât patronate, cât și sindicate, cât și guvernul României. Normal că trebuie să redimensionăm rabla, sistemul de schimbare a parcurilor auto. Eu voi rămâne consecvent că în administrație, în primul și în primul rând, atât centrală cât și locală, trebuie să cumpărăm și am limitat sumele astfel încât să ne încadrăm în producătorii autohtoni și cu certificatul verde care au prioritate la orice licitație și toate aceste programe și vom veni, așa cum am vorbit și cu doamna ministru și cu liderii de sindicat, vom veni în bugetul pe anul viitor cu acea reducere de 5% la impozitarea muncii în zona cu venituri mici spre medii, lucru care va reduce din discuțiile dintre sindicate și patronate, dar va reduce mult din tot efortul patronatelor de a susține astfel încât oamenii să aibă venituri mai mari. Pentru industria auto trebuie să avem un plan. Și este bine că construim acest plan în acest moment, anticipând eventuale probleme. E un context mai larg, l-am discutat cu cei de la sindicate, va urma și o întâlnire cu patronatele, atât de la Dacia cât și de la Ford, ca să identificăm ce acolo unde statul va trebui să intervină, să scadă din cheltuieli. Normal că prima intervenție este în infrastructură și cred că o să ne vedem, v-ați văzut și cu domnul Grindeanu și cu mine, să ne vedem în perioada următoare mai des pe acest domeniu. Normal că am avut o întâlnire și cu primarii și
membrii Partidului Social Democrat, președinții de organizații, am transmis un singur lucru, că doresc să se implice cu sufletul în această campanie electorală, cel puțin pentru susținerea mea, dar și pentru susținerea viitorilor parlamentari care o să vă reprezinte în Parlamentul României. Au fost anumite probleme pe care le-au ridicat primarii? Multe dintre ele am acest defect de a comunica, nu numai cu domnul Mâzână, nu numai cu Simona, de a comunica aproape în permanență. Am 4-5 primari, deci de la dumneavoastră, inclusiv primarul municipiului, care comunic aproape zilnic pe problemele specifice. Normal că pe urmă le centralizăm și le discutăm cu domnul președinte Mâzână. Cum ne poate ajuta guvernul României Argeșul, în special cu cele 650 de miliarde blocate prin contestație? 400. Sunt 45 de milioane bani vechi. Îmi spune de vreo lună această situație de la dumneavoastră, mi se pare rușinoasă situația. Din ambiții politice să blochezi în instanță niște bani pe care tu știi că argeșenii vor pierde stând acest litigiu în instanță, mi se pare o abordare de anii 92. Abordarea corectă ar fi trebuit ca liderii politici să se așeze la masă și să găsească o soluție, mai ales că avem o decizie în instanță care a fost favorabilă Consiliului Județean. Să continui demersul după ce un magistrat ți-a spus, Consiliul Județean are dreptate, să continui demersul numai de dorința de a muri și capra vecinului și să afectezi întreg județul, mi se pare, repet, o abordare din anii 90-92, maximum 96. Nu am mai auzit în alt loc din țară așa ceva. Ce mi-asum eu este faptul că împreună cu domnul Mânzână vom găsi acea rezolvare, astfel încât reprezentanții comunităților și argeșenii să nu sufere pe o răzbunare politică, fiindcă nu este corect. Și cred că aici este rostul nostru, a guvernului, să avem această discuție. Și o să o rezolvăm. Spuneți-ne trei calități pe care le are domnul Ciolacu în plus față de contracandidații dumnealui. După ce plec eu. După ce pleacă o să vi le spun pe cele 10 calități pe care le are. Acum, pentru început, cred că cea mai importantă calitate pe care o are domnul președinte Ciolacu este apropierea față de oameni. Vă dați seama că din 1992 sunt în acest fenomen politic. Am cunoscut mulți lideri politici. Un om care are răbdarea necesară să asculte toate doleanțele. Noi câteodată liderii politici mai mici, la nivel județean, mai sărim calul. E un defect al nostru. Suntem mai impulsivi, dar tot timpul domnia sa găsește calea cea bună pentru a înduce cu picioarele pe pământ. Chiar și în situația expusă de dumneavoastră, în care eu aș fi dat un răspuns mult mai tranșant, dar mă abțin de față cu domnul prim-ministru, fiind vorba de un ministru al guvernului pe care domnia sa îl conduce. O a doua calitate este viziunea. Astăzi am vorbit la întâlnirea cu sindicate despre ce se dorește a urma, lucrurile bune care urmează să se întâmple în această țară, dacă vom avea o coerență a guvernării și vom manifesta mai multă responsabilitate față de actul de guvernare și față de cetățenii acestei țări. Și a treia calitate este ceea ce trebuie pentru a fi președintele României. Calitatea numărul unu este că este un bun conducător și va fi un foarte bun președinte al României. Mulțumim mult! Mulțumim!